Nu lăsa pomii fructiferi neprotejați pe timpul iernii. Trebuie să faci neapărat acest tratament. Pulverizați pomii fructiferi cu acest produs în toamnă și recolta de anul viitor va fi de două ori mai mare. În ultimele săptămâni de toamnă, pomii fructiferi au nevoie de anumite tratamente pentru a ierna cu pagube minime și pentru a produce o recoltă bogată, așa că trebuie să fie stropiți cu un agent de combatere a dăunătorilor. Un ingredient vine în ajutor și anume ureia. Trebuie să protejăm pomii și arbuștii nu numai de insecte periculoase, ci și de agenții patogeni ai bolilor fungice. Dacă în ultimele luni copacii și arbuștii din grădină nu s-au confruntat cu boli periculoase, atunci 200-300 de grame de acest produs vor fi suficiente pentru o găleată de apă. Dar dacă arborii și arbuștii au fost atacați de boli fungice și de insecte periculoase, atunci veți avea nevoie de cel puțin o jumătate de kilogram de uree. Rezultatul trebuie utilizat pentru a stropi copacii și arbuști după căderea frunzelor și chiar înainte de apariția înghețului. Nu se recomandă să se facă mai devreme, deoarece ureia conține mult azot care poate dăuna plantelor la începutul toamnei.